asemenea compania surprize la domiciliu. Este bucătăria să fie pentru dumneavoastră. Mersi mult, mersi mult. Ursuleța este pentru Dumitraș. Mulțumesc mult. Casă, da? Mulțumesc. Această jucărie este pentru tine. Și trebuie mare. Ai ține o mică, mulțumim frumos. Are emoții. Tortul este pentru doamna Ana, dar ea nu este acasă. Nu este, da, nu este acasă. Și am un mesaj, dacă îmi permiteți, vă citesc. Da? Felicitări! Am mai părut o minune în casa voastră. Să vă bucurați de darul prețios ce a apărut în viața voastră. Să fie sănătos, să aibă parte numai de bucurii. Ne dorim bibelușului vostru multă putere și noroc în călătoria lui prin viață. Iar vouă vă urăm să aveți parte de multă dragoste și împlinire. Îi urăm micuțului ca viața să fie plină și senină, precum cerul de vară și calea presărată cu petale de trandafir. Iar sănătatea de fier să țină companiei fericirii de pline și norocului. Fericirii de cel născut, ca sub al dragostei scut, viața să fie mai ușoară, însorită ca o primăvară. Să întâlnească om înțelept, să-l conducă pe drumul cel drept. Să întâlnească multă iubire, să-l ducă spre fericire. Mult drag și dor, rodile din Latvia. Mulțumesc frumos! Mesajul mulțumire. O, și plăcut! Mulțumim, vă mulțumesc frumos! Foarte o surpriză, foarte frumoasă din partea dumneavoastră. Oh, am emoții, nici nu știu ce spun. Sunt foarte fericită, vă mulțumim frumos. Da, el o să fie bătica cel mai mare.